Accident grav duminică dimineață pe drumul care leagă comuna Săcălați de Sânt Mihaiul Român. Un motociclist și-a pierdut viața după ce a fost spulberat de o mașină. Atât motociclistul cât și șoferul mașinii se îndreptau spre Sânt Mihaiul Român. La un moment dat, șoferul autoturismului, un bărbat de 40 de ani, a virat la stânga ca să pătrundă pe un drum lateral, însă nu s-a asigurat, iar motociclistul, un tânăr de 28 de ani, tocmai se angajase în depășire. Impactul nu a mai putut fi evitat, iar motociclistul a intrat direct în portiera din spate a mașinii. Izbitura a fost deosebit de violentă, astfel că tânărul aflat pe motocicletă a fost aruncat la 10 metri în șanțul de pe marginea drumului, unde și-a dat ultima suflare. Un pasager din mașină a fost rănit și transportat de urgență la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru uccidere din culpă și vătămare corporală din culpă.